Am mai vorbit despre dividende, în special referitor la faptul că poți să-ți faci un portofoliu axat pe acestea, pe ideea de a lua dividende constant, dar nu am menționat niște lucruri pe care trebuie să le știi dacă vrei să-ți maximizezi câștigurile din dividende. Despre asta vreau să vorbim astăzi. Avem 4 date calendaristice despre care vreau să vorbesc. O să le menționez în engleză pentru că așa o să le găsiți mai mereu pe unde vă uitați, pe orice site de investiții sau orice site care vă furnizează aceste informații. Și acestea sunt Record Date, Ex-Dividend Date, Declaration Date și Payment Date. Și vom începe cu prima dată, cu Declaration Date, care, după cum vă dați seama din denumire, este data unei declarații pe care o dă cineva. Și da, este data la care Consiliul Director a unei companii oferă informații cu privire la dividendele care se vor plăti. Și nu doar atât, oferă informații cu privire la valoarea unui dividend per acțiune care se va plăti în acel trimestru, lună, da, sau dacă e semianual pentru acele 6 luni sau dacă este anual pentru acel an, și mai oferă și informații cu privire la celelalte date pe care le-am menționat, adică record date, ex-dividend date și payment date. Se poate întâmpla ca pe lângă denumirea de declaration date să mai găsiți și announcement date. Așa că dacă găsiți în vreun loc denumirea de announcement date, să știți că este același lucru cu declaration date. Ca importanță acestei date este faptul că în sine ar reprezenta data de la care ești considerat a fi eligibil pentru a primi dividende, însă nu este chiar așa și vom dezbate lucrul ăsta în continuare. Veți afla exact când este bine să cumpărați dividende dacă vreți să le primiți la următoarea plată. Declaration date este mai mult văzut ca o dată de informare. Nimeni nu prea pune așa de mult accent pe această dată. Însă să știți că este importantă, pentru că fără ea nu veți ști celelalte date și fără ea nu veți ști cât dividend primiți. Așa că dacă voi erați obișnuiți ca, nu știu, în trimestrul anterior să fi primit o anumită sumă ca și dividend per acțiune, adică să știți că primeați $1 per acțiune, poate la următoarea plată veți primi mai puțin pentru că ceva s-a întâmplat, nu știu. Poate este un REIT și au scăzut vânzările sau de fapt chiriile acestora sau s-a întâmplat ceva în piață și veți primi mai puțin, veți primi $0.75, adică 75 de cenți. De-aia este important să vă uitați și de-aia este important practic această dată, pentru că atunci se spune exact care va fi valoarea unui dividend. Așa că deși poate mulți nu iau în considerare această dată, voi să o luați, pentru că altfel nu vă puteți maximiza valoarea câștigurilor pe care le puteți avea din dividende. De asemenea, declaration date mai este important și pentru cei care optează pentru stock option. Dacă nu știți ce este stock option, este posibilitatea pe care o ai ca la o anumită dată în viitor, cu un anumit preț, să cumperi acțiuni la o anumită companie și vă voi da un exemplu. Să zicem că în ianuarie, în 2021, pe 10 ianuarie, optați să cumpărați acțiuni Apple cu prețul de $100 per acțiune. Dacă nu se va întâmpla asta și prețul va fi mai mare, practic ieșiți în câștig, pentru că este dreptul vostru ca atunci să cumpărați acțiuni Apple la acel preț. Hello, I like money. Și pentru asta veți plăti un comision. Dacă prețul va fi mai mic și să zicem că va fi $90, nu sunteți obligați să plătiți acea sumă sau să luați acțiuni Apple la $100. You serious? Așa că pare o variantă destul de bună dacă vreți să investiți și nu sunteți foarte siguri dacă vreți să speculați, pentru că stock option este mai mult folosit pentru speculă. Oh, really? Și ce treabă are declaration date cu stock option? Păi, practic, declaration date este ultima zi la care puteți să vă exercitați acest drept de a lua sau a nu lua acțiuni la acel preț la acea dată. Record date, a doua dată, sau date of record, este data la care compania verifică, ca să zic așa, pentru că de-aia se zice record date, cine este eligibil pentru a primi dividende pentru următoarea plată. Însă aici este o mențiune de făcut. Dacă tu vei cumpăra acțiuni la o anumită companie care oferă dividende și vei cumpăra fix în ziua de record date, nu știu, care să zicem că este 20 octombrie, tu nu vei primi dividende. Pentru că trebuie să fii cumpărat cu 2 zile înainte. Deși ei se uită atunci cine este eligibil, tu nu vei apărea pe listă. Așa că tu trebuie să cumperi cel târziu cu 2 zile înainte de record date. Dacă record date este 20 octombrie, tu trebuie să cumperi cel târziu pe 18 octombrie. Well, I get it. It's very clever. Și de ce zic că trebuie să verifice cine este eligibil? Păi nu sunt aceiași acționari. Și nu sunt aceiași acționari.
haideți să ne gândim, o companie tranzacționată public, până la urmă, de fapt noi, care tranzacționăm acțiuni la bursă, eu pot să cumpăr astăzi, nu știu, 1000 de acțiuni la anumită companie care îmi oferă dividende, nu contează până la urmă randamentul, pentru că nu despre asta vorbim, îmi oferă dividende, eu cumpăr astăzi pentru că am eu așa un feeling că această companie o să crească, nu mă interesează randamentul, cumpăr 1000 de acțiuni și le vând peste o oră. Și pot să fac chestia asta. No shit. Pentru că prețul a crescut peste o oră cu 20%, eu sunt foarte mulțumit, îmi iau 20% profit și gata, am vândut acțiunile, nu mă mai interesează. Pentru că pe mine nu mă interesează dividendele. Păi ei trebuie să verifice și de-aia până la urmă există aceste date, că ei trebuie să verifice cine este eligibil atunci. Așa că trebuie să țineți minte cel mai important lucru, că record date este data la care se verifică, însă nu este data finală la care puteți cumpăra ca să fiți eligibil pentru următoarea plată. Ca să puteți să fiți eligibil să luați dividende pentru următoarea plată, trebuie să luați cel târziu cu 2 zile înainte de record date. Oricum, în declaration date, vi se va spune exact când va fi record date. Și veți ști clar, adică nu trebuie să urmăriți, să stați geană pe internet. Ia când se pune, când se pune. Și vă mai dau un mic tip. Dacă vă uitați istoric, și aici mă refer anul trecut, acum 2 ani și așa mai departe, veți observa că, de regulă, companiile au cam aceleași date pe care le folosesc pentru declaration date, record date, ex-dividend date și payment date. Dacă ei pe 10 octombrie 2019 au avut record date, pe și în 2020 va fi tot pe 10 octombrie. Singurele fluctuații apar atunci când ziua pică în weekend sau ceva de genul, dar de regulă nu sunt fluctuații mai mari de o zi, maxim 2. Așa că dacă vă uitați istoric, puteți să anticipați când este record date, declaration date, ex-dividend date și payment date. Ex-dividend date, care este data mea favorită, pentru că mereu mă uit la ea mai mult decât mă uit la orice altă dată. Mă uit mai des decât mă uit la record date, decât mă uit la, și la payment date, pentru că este data oarecum cea mai apropiată ca referință pentru ultimul moment în care poți să cumperi acțiuni ca să fii eligibil pentru a lua dividende la următoarea plată. Și de ce zic este cea mai apropiată? Pentru că ex-dividend date, de regulă, și nu cred că am văzut vreun caz în care nu este așa, este cu o zi înainte de record date. Dacă record date este pe 10 octombrie, ex-dividend date va fi pe 9 octombrie. Și lucrul ăsta cred că este la 90 și ceva la 100 din cazuri. Dar asta nu înseamnă că ultima dată la care voi puteți cumpăra acțiuni ca să fiți eligibili este 9 octombrie, în exemplul meu. Nu uitați că am zis la record date că trebuie să fie cu 2 zile înainte. Ceea ce înseamnă, foarte simplu de dedus, că puteți să cumpărați cu o zi înainte de ex-dividend date. Adică nu este ex-dividend date ultima zi, ci ziua precedentă este ultima zi la care puteți cumpăra ca să fiți eligibili. Now the pieces are falling into place. Așa că este cel mai ușor să știți când sunteți eligibili, este calculul cel mai simplu de făcut, că mai scădeți o zi. Dacă ziua aia pică într-un weekend, așa cum bine știți, bursa nu este deschisă în weekend, așa că cumpărați cel târziu în vinerea precedentă. Și ultima dată, payment date, care cred că e destul de evident ce înseamnă, data plății efective, care este stabilită când este declaration date, adică la data declarării aflăm și payment date. De regulă ea este undeva la câteva săptămâni după ex-dividend date, 2-3 săptămâni, însă nu am văzut niciun caz în care să treacă să fie la o lună și o săptămână după ex-dividend date. De regulă 2-3 săptămâni. Și practic este data când luați banii ăia, mergeți, îi spargeți, dați petrecere pentru că v-au intrat niște bani făcând nimic. E, nu, nu faceți asta. Nu, luați reinvestiții pentru că, așa cum am mai zis, dividendele reinvestite, istoric vorbind, reprezintă 4,4% din creșterea organică a bursei. Și creșterea organică a bursei anual este undeva la 10%. Așa că aproape jumătate din creșterea sa este datorată dividendelor reinvestite. Acele procente mici, care pentru Apple este 0,77%. Pentru Realty Income este 4,4%. Pentru AT&T este 7,5% și așa mai departe, aceste procente însumează 4,4% din creșterea organică a bursei, privită la nivel global. Dacă faceți un pic de research, puteți să aveți dividende constant, nu doar o dată la trimestru, puteți să aveți dividende chiar lunar, puteți să aveți dividende săptămânal și cu puțin efort aproape zilnic. Ok, este raportat la ce portofoliu aveți, adică dacă aveți un portofoliu de 2000 de euro, nu vă aștepta să luați nu știu cât dividende zilnic, nu știu dacă puteți să luați zilnic mai mult de câțiva cenți. Ok.
Și ca să faceți asta nu este greu. Până la urmă puteți să obțineți destul de ușor un randament de 4-5% combinat. Așa că dacă v-a plăcut videoul de astăzi, dați un like, un subscribe și ne vedem data viitoare. Pa!